Se lucrează intens pe drumurile din Mehedinți, unde sunt în implementare proiecte cu fonduri europene ale Consiliului Județean Mehedinți. Pentru că și vremea a fost favorabilă, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vrut să fie alături de muncitorii care au turnat asfalt pe drumul județean 670. Pe traseul Malovăț, Bobaița, Bâlvănești, Godeanu, Marga, în fiecare iarnă aveam probleme cu circulația, întrucât gropile îngreunau traficul și așa greoi din cauza înghețului. Pe drumul județean de la Malovăț la Marga, finanțat prin fonduri europene, pe Suiert, lucrările continuă într-un ritm alert, încercăm să facem cât mai mult până nu se strică vremea. Sperăm să reușim să turnăm un strat de asfalt pe toată lungimea de 21 de kilometri, dacă nu, totuși minim 17 kilometri vom reuși să punem până la momentul când va veni iarna. Se lucrează nu numai la turnarea stratului de binder, se lucrează cu mai multe echipe și la realizarea rigolelor, astfel încât când se va deteriora starea vremii să se poată circula în condiții normale pe acest drum, iar apele care vor rezulta din ploi sau din topirea zăpezii la primăvară să nu afecteze stratul de asfalt până la momentul când se va turna și ultimul strat, respectiv stratul de uzură. Eu sunt mulțumit de modul în care se lucrează și sunt și mai mulțumit pentru faptul că reușim să asfaltăm un drum care era printre cele mai proaste drumuri județene asfaltate în județul nostru și mi-aduc aminte că în perioada 2013-2014-2015 se cheltuiau destui bani pentru întreținerea acestui drum, punând cantități semnificative de plombe care de fapt nu rezistau pentru că drumul efectiv nu avea infrastructură. Acum se lucrează de calitate, este un proiect tehnic foarte bun, iar constructorul își face treaba așa cum trebuie. E un proiect demarat când eram primar și e un lucru important. Îi mulțumesc pentru acest proiect din partea locuitorilor comunei Bâlvănești, domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. În weekend s-au asfaltat 2 km între Bâlvănești și intersecția cu drumul care duce la Băsești, iar anterior s-au asfaltat 9 km între Marga și Bâlvănești și alți 3,2 km de la intersecția cu DN67 până la intersecția cu drumul care duce la Bârda. Astfel, în câteva zile vom avea asfalt pe 14,2 km din cei 21,350 de kilometri pe care noi îi avem în implementare prin proiectul de reabilitare cu fonduri europene.